Bună, dragele mele, și bine ați revenit pe canalul meu. Sunt cu fața demachiată și curată. Sper să nu vă speriați. Eu sunt Deborah de pe blogul farmacistonline.ro și vin astăzi să vă arăt părerea mea despre o nouă cremă lansată de Farmec din gama Gerovital San 2016. Și este vorba despre această cremă. Așa arată tubul, așa arată cutia. Să vă arăt varianta în română. Este vorba despre crema de față nuanțatoare cu factor de protecție 50, așa cum vă ziceam, din gama Gerovital San 2016. Ea promite că are o formulă ușoară, o tentă naturală, extract de rodie, factor de protecție 50, UVA, UVB. Aplicați produsul uniform pe pielea curată și uscată cu 15-30 de minute înainte de expunerea la soare. Previne intoleranțele solare, petele pigmentare, fotodermatozele și îmbătrânirea prematură a pielii. Formula conține pigmenți coloranți care maschează culoarea albă datorită filtrelor minerale și asigură pielii o culoare uniformă în tonuri de bronz natural. Acest clip nu este sponsorizat. Exact ce voi spune, exact aceea cred și exact aceea este părerea mea despre această cremă. Mi-am curățat fața, mi-am exfoliat tenul și mi-am aplicat o loțiune tonică fără alcool. De aceea fața mea acum este plină cu pistrui și se văd absolut toate cele pe care le am de la Mama Natură. Vă voi arăta exact produsele pe care le folosesc eu până voi ajunge la crema cu factor de protecție, ca să vedeți ordinea în care eu o folosesc și cum o folosesc și cum o aplic. În primul rând îmi hidratez buzele cu un balsam de buze. Pentru ochi folosesc crema din gama Gerovital H3 Retinol, crema anti-ri pentru contur ochi. Pielea mea este destul de uscată, plus faptul că am exfoliat-o în urmă cu 15 minute, jumătate de oră, este foarte curată și avea nevoie de hidratare complexă. Acum că mi-am aplicat hidratarea și crema de față, voi aștepta puțin să intre în piele, după care voi aplica crema cu factor de protecție solară. Camera mea de filmat încă este în sediul celor de Panero și sper din tot sufletul să mi-o repare și să mi-o trimită cât de repede pot ei. Așa că încă mai filmez cu telefonul mobil și sper să fie o calitate suficient de bună ca să nu vă deranjeze. Acum să trecem la aplicarea cremei de față cu factor de protecție. Îmi voi aplica am aplicat o cantitate mare de cremă pe mână, doar pentru că nu am o oglindă în care să mă văd și să țin și crema în mână, altfel nu o folosesc așa de mult. Și acum voi aplica crema pe ten. Sper că mă vedeți și sper că se vede bine. We'll be right back.
aplic în zonele unde am perete și pistrui, pentru că acestea mă deranjează cel mai rău, dar după aceea îl aplic peste tot, inclusiv pe marginea buzelor, ca să nu se exfolieze din cauza expunerii la soare. Apoi aplic și pe gât în jos. La început se întinde foarte ușor, după care se întinde mai greu. Și asta, deși este o consistență lejeră și ușoară, la început se întinde repede, ușor, după care se întinde tot mai greu. Aplicat crema, mi-a rămas o cantitate mult prea mare, totuși mi-am acoperit tot tenul. Tenul lucește, are o tentă de bronz ușor și nu este foarte încărcată, dar dacă ating cu mâna se simte cam o cremă, pentru că este puțin lipicioasă, dar nu supărătoare. Și o voi lăsa să intre în piele, între timp am să-mi pregătesc produsele următoare. Crema a intrat puțin în piele, așa că îmi voi aplica și machiajul și voi reveni. Trebuie neapărat să-mi fixez crema și corectorul cu pudră, altfel se strânge și este și foarte lucios, este și foarte lipicios și se vor prinde toate firele de păr. Am pățit-o, este deranjant, nu uitați să aplicați pudră. Am revenit, așa arată tenul meu după ce am aplicat pudră, un pic de blush, un rimel, un gel pentru sprâncene și un ruj. Sunt produsele de bază, este lucrul pe care l-am purtat în această săptămână, doar că m-ai schimbat puțin rujul sau am aplicat un luciu de buze. Mi se pare foarte natural, foarte de primăvară și acum să vă spun părerea mea despre această cremă. Este o cremă cu consistență aproape lejeră, să-i spun. Se întinde foarte ușor la început, după ce intră în piele se întinde mult mai greu. Iar așa cum ați văzut, aplicată peste crema hidratantă matifiantă de la Farmec, se întinde și mai greu. În schimb, peste o altă cremă hidratantă care este lejeră, nematifiantă, se întinde foarte ușor. Doar că trebuie așteptat ca acea cremă hidratantă să intre bine în piele, altfel se rupe această barieră de factor de protecție. Așa cum vedeți, deja se întinde mult, mult mai greu, uniformizează tenul, așa cum ați observat, îi dă o ușoară culoare,
și eu o compar cu cea a Sissy Cream-ului de la Giorgio Vital din gama Happiness. Este o nuanță naturală, așa cum zic ei, oferă factor de protecție, e adevărat, rezistă câteva ore, să spunem 5, 6, 7 ore rezistă bine dacă nu transpiri, dacă transpiri sau îți pui mâna, nu rezistă decât vreo 4 ore, dar am o mare, mare specificație și să nu uitați de acest lucru, neapărat trebuie aplicat o pudră. Dacă vreți voi să fie cu sidef sau matifiantă, cum doriți voi, neapărat, neapărat trebuie să aplicați o pudră ca să fixați acea cremă de ten, altfel toată ziua va fi așa lipicioasă. Eu așa am purtat-o în prima zi pentru că n-am știut și a fost groaznic, n-am avut nicio pudră la mine. Toate firele de păr mă aplicam, mă ridicam, vorbeam, mi se lipeau de ten și nu este plăcut deloc. Dar în următoarele zile am aplicat o pudră peste și mi-a fost ok. Eventual să o aveți la voi în caz că trebuie să reaplicați pudra peste 2-3 ore și atunci va rezista și crema mult, mult, mult mai bine. Faptul că eu am pistrui, nu știu cui se datorează. Se datorează faptului că am ieșit 2 minute sau 5 minute dimineața fără factor de protecție. Știu că tenul meu este foarte sensibil la soare și la razele UV sau că am ieșit după masa fără să reaplic crema. Asta încă nu știu. Pentru aceea voi mai testa cremele și după ce îmi voi albi tenul și voi urmări să nu ies niciun minuțel la lumină fără factor de protecție și voi reveni, bănuiesc, în favoritele lunii, sper, pentru că îmi place foarte mult și vi-o recomand. Veți găsi în bara cu descrieri toate produsele pe care le-am folosit și un link spre acest produs, unde veți găsi și preț și mai multe detalii. Ca și o concluzie, această cremă cu factor de protecție din gama Giorgio Vital San 2016 este mult mai ușoară și mult mai plăcut de folosit decât cea de anul trecut, care a fost o cremă anti-îmbătrânire pentru față. Eu am avut-o și pe aceasta. Aceasta este, are o consistență mult mai grasă și rămâne, încarcă tenul foarte, foarte mult. Și aceasta încarcă tenul, dar foarte puțin. Tenul se încarcă mai mult de la pudre, de la ce trebuie aplicat peste. În schimb, aceasta și singură se simte pe ten și dacă transpiri se simte cum... E foarte grasă. Cu aceasta încă nu am apucat să o testez la, să spunem, la o zi întreagă de plajă sau la piscină sau așa, dar pentru purtat zi de zi este o cremă suficient de lejeră cât poate fi pentru o cremă de față cu factor de protecție, cel puțin dintre care le-am folosit până acum, exceptând acea cremă de la Clinic, despre care vi-am mai spus. Oricum, dintre cele care se află pe piață și românești, aceasta este, cred eu, până acum, că cea mai bună. Și faptul că are o nuanță, o culoare, o face ușor de folosit, nu te albește la față. Și este o cremă superbă, o recomand și chiar vă recomand să o încercați și voi și să-mi spuneți părerea voastră în căsuța cu comentarii. Acesta a fost clipul de astăzi, am vrut să vă spun câteva cuvinte și să vă arăt cum folosesc eu crema Giorgio Vital San 2016, crema cu factor de protecție 50. Sper că vi-a fost folositor acest clip, nu uitați să deschideți căsuța cu descrieri pentru detalii despre produsele amintite și prețuri și vă rog să-mi spuneți în căsuța cu comentarii care este părerea voastră despre acest produs, dacă l-ați folosit, dacă vă place, dacă nu vă place sau ce alte creme cu factor de protecție îmi recomandați sau ce cremă cu factor de protecție folosiți voi. Poate mă voi inspira și voi încerca și una dintre cele pe care mi le recomandați voi. V-am pupat și vă doresc numai bine! Pa!